Un accident grav a avut loc în urmă cu puțin timp pe DN1 pe centura Avrigului. Trei oameni au murit după impactul dintre un tir și o mașină. Un impact atât de violent încât autocamionul a căzut de pe un viaduct de la aproximativ 20 de metri înălțime, lângă centura de cale ferată. Alex Pruneanu urmărește acest subiect și vine cu detalii. Alex, bun găsit! Cum s-a produs accidentul? Bună ziua tuturor! Din primele cercetări efectuate de polițiști, se pare că autocamionului i-a explodat o anvelopă, lucru care l-a făcut pe șofer să piardă controlul asupra direcției de mers. A pătruns pe contrasens unde s-a izbit cu violență de un autoturism, iar mai apoi a căzut de pe viaduct pe calea ferată de la aproximativ 20 de metri înălțime, după cum spuneai. În urma apelului la 112, toate echipajele de urgență din Avrig s-au deplasat la fața locului, pompierii de la descarcerare, dar și medicii de pe ambulanță. Salvatorii au găsit în autoturismul distrus, două persoane fără suflare, din păcate nu au mai putut face nimic pentru ele, dar și șoferul autocamionului a fost găsit tot decedat. În acest moment, traficul feroviar este întrerupt pe magistrala 200 între Sibiu și Brașov, până când pompierii vor ridica mastodontul de pe șinele de calea ferată. Polițiștii de la rutier au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă. Este cercetat evident doar fapta, pentru că șoferul camionului a decedat, dar vor să afle în ce condiții a explodat anvelopa respectivă. Înapoi la voi. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.